Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la această oră. Invitatul nostru important în această seară este viceprim-ministru Republicii Moldova, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Andrei Spânu. Bună seara și ne bucurăm de prezența dumneavoastră la noi în emisiune, domnule Spânu. Bună seara. Domnule Spânu, la început de septembrie, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a fost într-o vizită în Găgăuzia cu scop de întărire a dialogului între Chișinău și Comrat. Ulterior s-au tirajat varii informații în spațiu public. Noi vom trece așa la galop prin acest subiect. Cum v-a părut dumneavoastră primirea autorităților și întreaga vizită pe ansamblu, cum v-a părut? Eu cred că decizia doamnei președinte de a merge în Găgăuzia este una corectă și bună. Ori Găgăuzia, ca și alte raioane din țara noastră, sunt Republica Moldova. Și în calitate de președinte, dar și noi în calitate de miniștri, obișnuim să mergem pe teritoriu ca să vedem cum stau lucrurile. Ziceam de informații tirajate după deja această vizită, mai cu seamă că presa locală au promovat mesaje de nedumerire a prezenței domnului Kulminski acolo, unde la plecarea dânsii chiar și-a urcat în mașina unde se afla doamna președinte. Cum clasați calitatea dumnealui ca prezență la acel eveniment? Nu cunosc detalii și nici nu mă interesează. Bine, urmarea acestor informații apărute în spațiu public, domnul Kulminski declara, citez, că se așteaptă o perioadă foarte grea, așa, toamnă și iarnă, prin care va trebui să trecem cu toții împreună. Și autonomia găgăuză, autorități la nivel central și regiunea transnistreană. De fapt, s-a dorit oferirea experienței și suportului în ceea ce privește soluționarea diferitelor situații de criză, așa, la această perioadă. Fac o paralelă cu 21 octombrie, când dumneavoastră și cu viceprim-ministru pentru reintegrare de atunci, domnul Kulminski, ați fost la Moscova pentru a discuta subiectul ce viza aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale. Întrebarea de la sine clar și foarte, foarte direct și simplă. Cât de mult, de fapt, s-a implicat dumnealui, cât și dumneavoastră, în ceea ce a presupus rezultatul negocierilor, mai cu seamnă că domnul Kulminski ulterior spunea că nu dumneavoastră ar fi trebuit să fiți implicat în procesul de negocieri cu Gazprom. Și cu text direct citat de către o știre din 08-08-22, ProTV spunea că domnul Kulminski, ca declarație, am fi putut avea un preț mult mai avantajos. Și cu ironie la ceea ce înseamnă că un șofer de taxi nu poate pilota un avion. Declarație la care cumva ați dat o reacție și atunci. Eu, scuzați-mă, cred că noi avem subiecte mai importante de discutat decât acest personaj. Indiscutabil, subiecte importante într-un context în care aceste persoane importante, adică sunt implicate în procesele la zi importante de identificare a celor soluții. Adică cum vedeți dumneavoastră implicarea? Deci eu nu cunosc, încă o dată repet și vă rog să nu insistați. Sunt subiecte mult mai importante care trebuie să le discutăm. Eu am dat o reacție foarte clară la unele declarații și chiar nu mă interesează ce face, cu ce se ocupă. Bine, cu o precizare și trecem peste zona de negocieri, dar cu referință de acea perioadă. Ce s-a întâmplat în cadrul acelor negocieri sau ce condiții clare au fost puse peste care nu s-a putut trece și respectiv a determinat final să avem un preț care este? Am menționat de mai multe ori, s-a încercat la anumite etape ca discuția contractului comercial între Moldova Gaz și Gazprom să treacă într-o discuție politică. Noi am refuzat acest... Dar ce înseamnă o discuție politică? Păi, nu cunosc, trebuia deja, dacă se accepta să intrăm în acea zonă, probabil cunoșteam mai multe detalii, dar pentru că din start am zis că este vorba de o tranzacție comercială, atunci să rămânem în domeniul comercialului. Vă întreb pentru că domnul vicepreședinte a Parlamentului, domnul Popușoi, spunea că trebuie să înțelegem cu toții și citesc declarațiile dânsului. Pentru a obține un gaz mai ieftin de la ruși, Republica Moldova trebuie să susțină războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ar fi asociat la ceea ce presupune declarații politice la care dumneavoastră acum ați făcut trimitere? Sau cum comentați aceste declarații ca condiții impuse întru a avea un rezultat final care este? Domnul Popșoi a făcut o presupunere. Eu cred că este o presupunere care cumva are dreptul la viață, atâta timp cât noi nu am acceptat să discutăm
politic subiectul gazelor, vine greu să spun care ar fi fost condiționalitățile foarte exacte. Nu, bine, are dreptul la viață. Dumneavoastră ați fost implicat în procesul direct de negociere. Sigur că fiecare opinie are dreptul la viață. Indiscutabil, axiomatic chiar. Și au fost cumva chiar condiții și dacă au fost, care au fost ele impuse atunci pentru a combate aceste declarații cu drept la viață sau să punctăm clar ce a fost impus la acea perioadă? Încă o dată vă spun. La acele discuții de anul trecut s-a încercat ca în discuții, în negocieri, să fie aduse anumite argumente sau să, ca exemplu, domnule, să procedem la anumite discuții cu tentă politică. Așa noi le-am clarificat atunci. În momentul în care noi am sesizat acest lucru, am spus că nu suntem de acord. Să discutăm. Și am ținut discuția în domeniul comercialului. Și apropo, eu cred că asta este un mare succes a negocierilor care au avut loc în toamna anului trecut, că acest contract a fost semnat strict pe domeniul comercial. Dependența Republicii Moldova de gazele naturale este un subiect foarte fierbinte și la care revenim la acele perioade în care cetățeanul de rând simte la buzunar schimbarea tarifului și prețul la facturare. În asemenea procese de negociere, domnule Spânu, unde este acea linie roșie care face să dăm declarații potrivit cărora că deja se trece pe interes politic? Acolo unde au dreptul la viață, probabil, acele presiuni care sunt aduse final. Unde este delimitarea dintre negocierea într-o identificare a unei soluții fără implicarea și politizarea procesului de negociere? Sau ce înseamnă un proces de negociere în afara politicului, nepolitizat? Atât timp cât în discuție se pune problema integrității, suveranității și independenței țării, nu poate fi discutat în contextul gazului. Bun, să revenim la ce avem și peste declarațiile spuse de unii ori de alții. Uitați că comunicați că avem un minim de stoc și suntem pregătiți, adică un minim de stoc de gaze naturale de circa 24 milioane metri cub de gaz, stocat în sistemul de transport al României. În desfășurare, ce ar însemna această cifră și pentru ce perioadă aceasta este o garanție ca soluție asigurată nouă? Încă la începutul lunii august am spus că guvernul face tot posibilul să se pregătească de această iarnă, care, așa cum ați menționat, va fi o iarnă complicată, nu doar pentru Moldova, dar pentru întreaga Europa. În acest sens, încă din primăvară, noi am achiziționat primele 24,5 milioane de metri cub și știți că în august am mai achiziționat încă 10 milioane. Deci, în total, vorbim de 34,5 milioane de metri cub de gaz. Referitor la pe cât ne ajunge, logica noastră este următoare. În luna iulie a fost votat modificări la legea gazului, în care prin lege statul este obligat să facă acele așa numitele stocuri strategice. Ce înseamnă stoc strategic? Este cantitatea de gaz necesară pentru că dacă apare o situație de urgență, statul să poată interveni și să o remedieze. Din calculele experților, această perioadă este de 5-10 zile. Deci, aceste cantitate de gaz ne ajunge pentru minim 5, maxim 10 zile în orice perioadă a anului. Dacă vorbim de anumite luni concrete, această cantitate, spre exemplu, ar ajunge pentru toată luna septembrie. Dacă vorbim de iarnă, ianuarie, și în funcție de temperatură, ar putea să ajungă doar pe 7 zile. Deci, în funcție de anumiți parametri și meteorologici, dar și perioada anului. Cât de mult atunci a dat semnarea acelui credit cu BERD pentru mărirea rezervei de gaz în sistemul de transport? Adică și ca volum ne-ar interesa.
Deci noi suntem pe ultima 100 de metri ca să aprobăm toate documentele necesare pentru accesarea acelui credit. Acel credit are două componente. Prima ține de primele 100 de milioane de euro pentru achiziționarea stocului de gaz și vom decide în luna septembrie dacă cumpărăm gaz de aceste 100 de milioane. La prețul de piață care este astăzi de 2400 de dolari ar fi aproximativ 40 de milioane de metri cubi. Celelalte 200 de milioane de euro, la fel, fie pot fi folosiți pentru cumpărarea stocului sau, în cazul în care Gazprom decide să sisteze livrările de gaz pentru Republica Moldova, vor fi utilizați pentru a procura gaz și a livra cetățenilor și economiei. Și avem și o condiție de unde achiziționăm gazul? Conform procedurilor, s-a făcut o precalificare a companiilor care pot livra gaze. Dacă nu greșesc, au fost precalificate 7 companii din diferite țări care ar putea participa și în funcție de prețul care îl vor da, ar putea câștiga aceste licitații. Știm că va fi completată și rezerva de stat de păcură. Asta ar presupune că vom avea preț mai mic la facturi? Deci noi, una din soluțiile în planul de pregătire pentru sezonul rece este alocarea suficientelor resurse pentru a procura păcură pentru termoelectrica. Termoelectrica, știți, este sistemul centralizat de încălzire al Chișinăului. Deci ne dorim să cumpărăm cât mai multă păcură, să avem stocurile pline de în jur de 40.000 de tone la începutul sezonului de încălzire. 14.000 jumătate de tone deja au fost achiziționate, sunt în proces la termoelectrică alte 20.000 de tone. Prețul la păcură în ultima perioadă scade, vom vedea care va fi prețul final, inclusiv prețul la gaz și vom decide în funcție de situație. Dacă vom avea gaz la un preț bun, se poate să funcționeze și pe gaz, dacă nu vom avea gaz, vom funcționa pe păcură. În funcție de prețurile care vor fi la zi, atunci se va ști cum va influența tariful. În scădere, este un raport, domnule, spun, un raport a prețului la păcură versus prețul la gaze naturale. Acum, dacă vorbim de situația lunii septembrie, spre exemplu, este evident că mai econom să se lucreze pe păcură pentru că ar da un tarif mai mic. Însă știți că în contractul cu Gazprom formula de achiziție sau formula costului gazului se schimbă de la 1 octombrie. Respectiv, dacă acest contract nu va fi întrerupt unilateral de Gazprom, vom avea un preț mult mai bun începând cu luna octombrie. Dar sursele, de unde se achiziționează păcura, care sunt? Surse sunt diferite. Surse de unde se achiziționează și conform licitației companiile care vin... Cum? Asta mai puțin contează. Contează să avem păcură în stoc pentru ca termoelectrica să aibă un combustibil alternativ gazului. Bine, la fel se examinează și achiziționarea întregului necesar de energie electrică din Ucraina. Asta ar presupune un preț de kilowatt care să fie? Ci noi nu vorbim de se analizează, noi avem planuri. Deci eu cred că cel mai bine este ca noi să fim gata pentru orice scenariu. În acest sens, evident că se analizează și opțiunea de a achiziționa 100% de energie electrică din Ucraina în cazul în care Gazprom va asista livrările și... Păi se analizează totul sau este în plan inclus deja? Păi sigur că este în plan, dar încă nu achiziționăm atâta timp cât avem cu Amgres un contract pentru 67% pentru luna septembrie. În momentul în care nu vom avea această certitudine că Amgres poate livra, atunci deja se va procede propriu-zis la implementarea și achiziționarea de pe piața Ucrainei. Știți, știm cu toții că este foarte important pentru telespectatori să înțeleagă în cifrele pe care le văd în factură ce ar schimba în prețul pe kilowatt în factură caz în care se merge pe o asemenea opțiune de diversificare a soluțiilor de unde noi asigurăm depășirea blocajelor și situațiilor de criză. Din păcate, avem o situație cu foarte multe incertitudini. Volatilitatea sau schimbările de prețuri pe piețele internaționale sunt extreme. Deci noi am avut doar două săptămâni în urmă preț la gaz de peste 3.000 de dolari, acum este 2.400, azi a fost și 2.200.
Eu nu vreau să mă dau în speculații, să spun cât ar fi tariful dacă ceva s-ar întâmpla. Trebuie să ajungem atunci când se încheie contractele și știți că am obișnuit și presa și cetățenii că imediat ce avem claritate, eu comunic. Cred că în domeniul energiei s-a comunicat în ultimul an cât nu s-a comunicat probabil în ultimii 30. Și am spus și colegilor și este și ceea ce eu cred că trebuie să fim extrem de transparenți în toate aceste procese. Ori, așa cum spuneți dumneavoastră, interesul este mare, afectează fiecare cetățean și cetățenii trebuie să cunoască din prima sursă care sunt costurile, care va fi tariful, cum el se va achita și așa mai departe. Ceea ce eu fac în fiecare zi împreună cu colegii. O marjă nouă, oricum, pentru nu că noi ne alternativizăm achiziționarea unui produs într-o anumită locație, așa comercială, acolo unde noi cel puțin cam știm diapazonul de preț. Nu știm diapazonul de preț, pentru că el se schimbă în fiecare lună. Deci asta este și marea problemă și când se spune de criza energetică, vedeți că nu se vorbește de criza energetică în Moldova. Se vorbește de o criză energetică la nivel mondial și cu impact foarte puternic în Europa. Respectiv, această criză energetică generează niște prețuri cu fluctuații foarte mari. V-am dat un exemplu. Azi avem un preț peste doar câteva ore sau a doua zi putem să avem cu totul alte prețuri. Acest lucru face extrem de complicat. Și, repet, ce trebuie să înțeleagă cetățenii este că situația dată nu este o consecință a acțiunilor sau lipsa de acțiuni din partea guvernului. Este o situație în care s-a pomenit întreaga Europa. În mod special după ce Rusia a atacat Ucraina în data de 24 februarie. Vedem cum zile trecute s-a închis Nord Stream 2, apoi 1. Sunt decizii care nu țin de Moldova. Nu noi le luăm. Și din păcate noi nu producem gaz, noi nu producem petrol, noi nu producem energie electrică. Nu avem. Deci energia electrică se produce în stânga Nistrului de Emgres cu gazul de la Gazprom. Dacă ei vor decide unilateral, ceea ce noi nu considerăm corect, să sisteze acest contract sau să sisteze furnizorul de gaz, evident că vom merge în Ucraina și vom cumpăra, vom vedea care va fi prețul, vom anunța cetățenii, așa cum am spus, în toată această iarnă. Pregătim și pachet de compensații, în mod special pentru gaz, pentru că înțelegem că tarifele sunt înalte. Deci, guvernul face tot posibilul ca împreună, solidar cu cetățenii, să putem trece de această iarnă. Și eu voi face tot posibilul să trecem cu bine de această perioadă. Așa cum am spus anul trecut, în luna octombrie și în luna noiembrie, că vom face tot ca noi să putem trece cu bine. Și am trecut. Și eu sunt sigur, atunci când vom avea un efort conjugat al societății, guvernului și tuturor, vom putea depăși cu bine această iarnă. Din punct de vedere al gestionării bugetului statului, domnule Spânu, cum reușiți să faceți acest management acolo unde cifrele în situații de criză nu sunt nici anticipate sau nu se operează, sau cum noi și pe ce perioadă putem folosi aceste instrumente compensatorii? Deci noi facem priorități în primul rând și evident că prioritatea pentru iarnă este încălzirea, resursele energetice, pentru că asta contează foarte mult. Doi, știți că de o perioadă bună suntem în situație de urgență pe domeniul energetic și pe domeniul de securitate. Tocmai din acest motiv că atunci când este nevoie de o decizie urgentă care să ajute oamenii să o putem lua. În acest sens, practic, dacă vreți, eu în fiecare zi urmăresc bursa, fac scenarii, schimb prețurile ca să-mi dau seama care sunt necesitățile de resurse financiare și care trebuie să fie contribuția statului la depășirea acestei crize. Despre soluții în stare de urgență. Un titlu a unui portal de știri din România suna în felul următor. Moldova vrea să semneze cu Azerbaidjan un contract pentru aprovizionarea cu gaz natural pe termen lung. Domnule Spânu, ce presupune acest contract de diversificare a surselor de unde noi ne alternativizăm într-o depășire a situațiilor de criză? Dacă va fi semnat, când va fi semnat și dacă aici putem discuta despre costuri?
Știți, înainte de emisiune vorbeam cu un coleg de-a dumneavoastră și m-a spus în rusă, eu am să încerc să traduc în română, că la moldoveni este zicala asta, nu e bine să ții ouăle în același coș. Trebuie să te diversifici. Dar și... nu vă întreb dacă noi le avem, știți? Da, le avem, un pic sunt cam scumpe, dar esența acestei zicale este că noi am ajuns după 30 de ani de independență în care energetic să fim dependenți de o singură sursă. Și atunci când am ajuns la minister, am spus cu text deschis, vom face tot posibilul să diversificăm. Și deja vedeți că diversificăm pe energie electrică, facem două chestii importante. Cumpărăm din două surse la moment și am schimbat și legea în acest sens și investim în regenerabile, ca să producem mai mult aici. Fotovoltaic, vânt și alte tehnologii. Pe gaz. Imediat am discutat cu foarte mulți colegi ministri ai energiei. În mod special suntem într-o discuție permanentă cu Azerbaijan și cu România. Da? Cu care ne dorim să semnăm un contract pe termen lung. Ce înseamnă un contract pe termen lung? Un contract pe 10 sau minim 5, 10, 15 ani pentru anumite cantități de gaz, ca să fim siguri că, uite, avem un contract, nu de la un an la un an, și să fim siguri că, uite, țara va avea cel puțin o parte din necesar garantat. Ori eu regret că mulți care se dau cu părerea, în mod special foști demnitari cu funcții importante în stat, în momentul în care era mult mai rezonabil să semneze contracte pe termen lung, când am avut preț la gaz de 100 de dolari, de 60 de dolari, de 200 de dolari și în care se putea semna contracte pe 10 ani înainte, nu doar cu Gazprom, dar și cu alți furnizori, nu au făcut-o. Și acum noi suntem puși într-o situație în care trebuie să căutăm alternative când prețurile sunt foarte mari. Și, repet, ceea ce facem acum nu este doar pentru a depăși această iarnă, dar pentru a asigura țara pe termen lung și viitoarele generații sau viitorii conducători a instituțiilor că țara nu va mai fi în o astfel de situație în care viitorul ministru responsabil de energie să înceapă de la zero să se gândească cum asigură o alternativă. Nu este nicio țară. O să încercați să găsiți-mi doar o singură țară în Europa și poate chiar și în lume, care este dependent de o singură sursă. Nu este așa țară. Ați folosit în mod repetat ne dorim și să facem iarăși o precizare clară. Ne dorim să semnăm un contract cu Azerbaijan, da, sau este inclus în plan ca noi să semnăm în perioada imediat următoare? Pentru că acum la noi societatea fierbe în incertitudine pe fondul crizei financiare simțită la buzunar. Deci am zis, ceea ce facem sau discuțiile noastre cu Azerbaijan și cu România sunt pe termen mediu și lung. În momentul în care spunem că ne dorim, asta ceea ce noi am comunicat. Asta înseamnă în decembrie semnăm ori nu semnăm. În noiembrie semnăm ori nu semnăm. În ianuarie. Ce am spus este că noi suntem într-o situație de criză. Cantitățile de gaz și prețul face că să nu știm exact când am putea semna. Noi ne dorim să semnăm cât mai repede. Dacă colegii din Azerbaijan sau din România ne dau un termen, că uite, în două luni... De ce nu ne dau atunci? Sau sunt condiționalități despre care astăzi nu încape în emisiunea noastră? Nu este adevărat. Nu sunt condiționalități. Sunt probleme de volume, sunt probleme de preț, care la moment este prea mare. Și în acest sens încă se poartă discuții, dar, repet, noi nu am acceptat niciodată condiționalități, în mod special politice. Și eu vă rog să înțelegeți acest lucru. Da, nu mă rugați, suntem într-un program în care avem prilejul odată în plus să desfacem acele stereotipuri sau acele mesaje care cumva tind ca opinia publică să o depărteze de certitudine și să spun că foarte mult se discută despre acest contract. Formula din acest contract pentru perioada de vară este mai bună decât formula semnată de Chicu. Este mai bună. Dar ce înseamnă mai bună? Uite așa, prețul care în contractul negociat și semnat de guvernul Chicu, pe timp de vară, era preț de piață. Preț de piață, 100%. Asta ar fi însemnat că în luna august noi am plătit 1450 de dolari dacă se rămânea la formula semnată de fostul prim-ministru și acceptat, prețul trebuia să fie de 3000 de dolari.
Acum, în luna septembrie, prețul este, da, e mare, 1880. Dar, dacă se menținea formula personajului care l-a menționat, prețul de astăzi trebuia să fie de 2400 de dolari. Și eu rog, atunci? Și atunci și eu întreb, când se discută cu atât patos despre acest contract, să ia contractele vechi, să se uite. Semnat în perioada domnului fost președinte și fost prim-ministru. Să se ia contractul, să se vadă în ce formulă s-a semnat. Și atunci totul va fi clar. Este ușor să faci acum populism, să spui că, știți, am avut un preț foarte bun la gaz când gazul pe piață era 100 de dolari. Da, este ușor. Și verificați. A fost 100, a fost 60, a fost 120. Și este exact într-o altă situație când prețul la gaz este 2400 de dolari. Știm bine că aprovizionarea cu gaz azer se face și în Italia, la un volum de circa 8 miliarde metri cub, și în Grecia și Bulgaria câte 1 miliard. La caz de se forțează cumva timpii sau se scurtează timpii de discuție și negociere și se trece la semnarea unui contract cu Azerbaijanul, ceea ce ar face să avem un preț mai bun. De ce volume vorbim ca gaz? Eu pot să vă spun care este consumul. Consumul nostru pe, în mod normal pe luna octombrie-aprilie este în jur de 800 de milioane de metri cubi. Asta este ce consumăm noi. Evident că noi ne propunem să reducem acest consum 600 de milioane și chiar mai puțin, inclusiv prin acțiuni, precum am spus, trecerea termoelectrică la Păcura, reducerea cu 15% în mod voluntar a consumului de gaz. Deci, noi considerăm că putem depăși această iarnă cu ușurință, cu un volum de aproximativ 500 de milioane de metri cubi. Vă răspund eu, dar noi reușim să asigurăm soluții pentru situația de criză, de depășirea crizei energetice? Să vorbim acum, la acest moment, doar despre caz. Cu banii noștri din bugetul statului sau cu implicarea factorului extern în oferirea suporturilor financiare? Deci noi cu siguranță vom folosi toate posibilitățile ca să trecem cât mai bine de această iarnă. Știți că au fost deja două ședințe a grupului de suport, de partener, unul în Berlin, a doilea a fost la București în luna iunie sau iulie, dacă nu greșesc. Urmează să mai fie o ședință în lunile următoare. Deja Uniunea Europeană a contribuit cu și ne-a ajutat cu 75 de milioane de euro. Avem acest credit de 300 de milioane de la BERD și în continuare vom căuta soluții, inclusiv de la parteneri, ca să asigurăm țara cu resurse energetice. Și cum vedeți poziția Republicii Moldova din punctul de vedere a economiei de țară în primăvara anului ce vine? Pentru că ne asumăm la angajamente serioase în această perioadă, în asigurarea soluțiilor despre care dumneavoastră vorbiți. Așa cum am asigurat inclusiv economia și populația în perioada asta, așa vom face și în continuare. Deci noi, spre deosebire de anii precedenți, avem o susținere fără precedent, inclusiv de la partenerii internaționali și împreună, determinați, hotărâți, solidari, vom merge înainte și vom depăși această situație. Este important să cunoaștem mai în profunzime procesele. Faptul că se discută și se planifică semnarea unui contract, fie cu Azerbaijan, fie cu România, fie cu parteneri din alte țări unde, spuneați dumneavoastră, este necesar să fie asigurate doar nu într-un coș. Cum asigurăm infrastructura de livrare acestor gaze naturale, cât poate dura mai cu seamă că, să admitem un scenariu ipotetic, să semnează contractul cu Azerbaijan în toamna anului sau finalul toamnei anului 2022, în exemplu. Cum asigurăm infrastructura de transport? Mai cu seamă că știm că gazul azer se duce prin conducta transadriatică, așa, care e cu lungime de 878 km, 550 prin Grecia, 215 Albania, 105 Marea Adriatică și 8 Italia. Cum facem? Cum sincronizăm mecanismul că el să fie funcțional și dacă s-a semnat, avem gaz în termeni scurți, dar nu peste 2, 3 sau 5 ani?
Nu există o problemă tehnică de livrare a gazului din Azerbaijan în Republica Moldova. Sunt, dumneavoastră ați vorbit de TANAP, dar este și Transbalcanicul care ajunge până în Moldova, inclusiv prin România, prin gazoductul Iași-Chișinău. Sunt mai multe opțiuni care ar putea asigura livrarea gazelor din Azerbaijan în Republica Moldova. Gazoductul Iași-Chișinău-Ungheni. Un proiect de infrastructură colosal care s-a întins în timp, iarăși o perioadă lungă, să zicem așa, nu-i dăm titlu. Cât de mult el este acum o alternativă și acel coridor de a aduce gaz natural în Republica Moldova cât mai ușor, mai cu seamă că el este deja construit și, dacă nu și greșesc, acum, în timpii apropiați, e și dat în exploatare. Gazoductul a fost dat în exploatare în octombrie anul trecut. Timp recent. Un an în urmă, aproximativ. Cel a fost folosit în perioada octombrie anul trecut, când o parte sau un volum de 1 milion de metri cubi a intrat în sistemul de transport a Republicii Moldova pentru a menține presiunea. Inclusiv a fost utilizat pentru a transporta cele 24,5 milioane de metri cubi în sistemul de transport al României. Gazoductul este operațional și funcțional în continuare. Imediat ce va fi nevoie să transportăm gaz pe el, a declarat și domnul Sterian, directorul Transgaz în România, că în decurs de oră gazul poate fi livrat în Republica Moldova. Dar despre volume oferite de către România putem vorbi astă seară? Nu putem vorbi, suntem în discuții și atunci când vor fi careva informații vom comunica. O delimitare clară și punctuală, dacă e să le punem pe masă în foi separate, să facem o diferență de preț pe metru cub de gaz natural importat din, să zicem, deja a ajuns ca preț Rusia, Azerbaijan, România sau ca, să-i spunem, în ceea ce ar însemna ca opțiune și Ucraina. O diferență de preț. Deci noi fie cumpărăm de pe piață, fie prin contracte bilaterale. La moment avem un contract bilateral cu Gazprom sau piață. Deci asta este ce putem compara. Prețul care este în contract cu Gazprom pentru luna septembrie este 1880. Piața a fost astăzi 2400, am avut și 2200, 2600 de dolari. Deci, în funcție de momentul în care se cumpără. Bun, continuăm discuțiile în câteva clipe, după câteva momente de publicitate și revenim în platoul emisiunii noastre. Stimați telespectatori, bună seara din nou, reveniți după pauza de publicitate. Nu le spun, și în expunerea dumneavoastră anterioară, de la tribune altor posturi media sau platforme care reflectau interviuri, comunicați că discuțiile cu Gazprom nu sunt întocmai cele mai ușoare. La ziua de azi ne-ar interesa la ce etapă se află procesul de audit a datoriei Moldova Gaz față de Gazprom. Contractul a fost semnat. Din câte cunosc, în aceste zile au fost trimise primele documente de la Moldova Gaz către companiile selectate, care urmează să facă acel audit. Conform contractului semnat, auditul trebuie să fie finalizat până la finalul lunii ianuarie, anul 2023. Și deja așteptăm, pentru că este un audit complex, trebuie să spunem, este o perioadă lungă, se analizează inclusiv perioada de după anul 1992, deci va dura câteva luni până când vom avea claritate. Da, în ce măsură negocierile cu Gazprom influențează termenul de realizare acestui audit, mai cu seamă că el a fost și anterior anunțat, unul ulterior el a fost repoziționat, când vom avea deja acest audit? Da, eu am comunicat și domnului Miller foarte clar. Nu a putut fi realizat auditul la 1 mai din motive obiective. Ori Agenția Proprietății Publice, care a fost responsabilă de realizarea acestui audit, a inițiat o prima achiziție chiar în momentul în care trebuia să se finalizeze această achiziție, s-a început războiul din Ucraina.
Companiile au refuzat să participe pentru că trebuiau să vină în Republica Moldova și din motive de securitate au refuzat să participe. A urmat o altă achiziție, a urmat o procedură de negocieri și doar în vară, când un pic lucrurile s-au mai liniștit, s-a găsit un consorțiu din două companii care au acceptat să facă acest audit. Contractul este semnat, eu cred că și Gazprom trebuie să înțeleagă, un pic de răbdare și vom avea și rezultatele. La două companii străine, una din Norvegia și alta din Marea Britanie. Care ar fi costul, de fapt, atribuit acestor companii? Nu cunosc exact care costul. S-a ocupat APP de acest contract, nu ministerul. Și atunci cine plătește? Statul. Păi este un audit realizat la solicitarea Republicii sau Guvernului Republicii Moldova. Și informații despre cost, adică mai puțin. Nu cred că este un secret. Dacă veți întreba Agenția Proprietății Publice, cred că poate să se comunice care este costul. Chiar nu cred că este un secret. În același timp, trebuie să înțelegem că miza, vorbim de aproximativ 700 și ceva de milioane de dolari. Deci suma care Gazprom o pretinde de la Moldova Gaz. Deci, respectiv, se merită să facem un audit serios, corect, ca să înțelegem ce facem mai departe. Și este deja preplanificat, creionat un mecanism de diminuare a celor surse care fac ca datoria aceasta să crească atât de mult? Deci noi nu avem, noi invers, în perioada dată am achitat mai multe datorii, CET Nord și a achitat datoria față de Moldova Gaz. O parte din datorie a termoelectrică a fost concesionată la Energocom. Deci la moment, practic, a rămas aproximativ 30 de milioane de dolari datoria termoelectrică către Moldova Gaz. În rest, ce se acumulează acum sunt anumite deveri negative care încă nu sunt incluse în tarif, dar nu vorbim de datorii istorice. Operând cu termene de infrastructură într-un strat, nu putem trece cu vederea și peste ceea ce înseamnă drumuri. Da? Să vorbim despre drumuri bune și cât de mult la această perioadă se investește în drumurile bune a Republicii Moldova. În primul rând, sper că nu, să nu asociem cu drumuri bune pentru că acel program drumuri bune de fapt a însemnat drumuri rele, ținând cont de calitatea și modul în care au fost executate. Ori noi la minister și de asta am adus un profesionist, decanul unei facultăți de la UTM, care toată viața a proiectat și a făcut drumuri, poduri, domnul Bejan la Administrația de Stat a Drumurilor, care asigură că drumurile de azi înainte se fac calitativ, în primul rând. Eu sunt mulțumit că toate proiectele de drumuri care se întâmplă la moment, pe toate șantierele se lucrează. Mai multe din ele deja au fost date în exploatare. În toamnă vom lansa mai multe din ele, inclusiv centura de la Cumrat, spre exemplu. Și mai important, pregătim un program ambițios pentru următorii 7 ani de reabilitare a drumurilor și inclusiv suntem în discuții finale pentru o finanțare cu cel puțin jumătate de miliard de euro a centurii Chișinău, Criva, Bălț, Soroca, Arionești, drumuri care au fost așteptate de ani buni să fie făcute. Deci pe acest domeniu eu cred că lucrurile se mișcă în direcția care trebuie și cred că și cetățenii văd asta din șantierele care sunt în toată țara. E important să menționez drumuri bune care de fapt erau drumuri rele. Ne aducem bine aminte în acea perioadă informațiile tirajate în spațiu public, potrivit cărora guvernarea la acea perioadă PD au spălat la greu bani prin cadrul acestui program. Și asta sunt sursele care aduceau, reflectau aceste informații. Păi uite, la această perioadă, nu le spun, s-a realizat cumva un audit și în acest sens pentru a se aprecia cu adevărat ce s-a întâmplat, ce s-a spălat, dacă s-a spălat ori nu?
De la o parte, iarăși, cu scop de a face precizări concrete la subiecte importante, care în timp să nu fie tratate ironic, dar foarte clar. De ce și cum? Deci este un raport a Curții de Conturi pe acest program Drumuri Bune. Eu sper că, ca și toată lumea, așteptăm ca Procuratura, CNA, să-și facă mai rapid munca în a investiga care au fost încălcările. Dar principala problemă a acelui program a fost că marea majoritate a proiectelor de drumuri care au fost reabilitate au fost făcute fără proiect. Da. Și vă aduceți aminte când se duceau oamenii prin sat și apucau asfaltul și îl ridicau cu mâna. Am mai avut un fost ministru care măsura cu două degete. Nu trebuie să facă ministru asta sau oamenii prin sat. Pentru asta sunt specialiști. Țara asta are nevoie de specialiști, ingineri, care știu foarte bine. Nu trebuie Andrei Spân, în calitate de ministru, să spună un drum bun sau rău. Este nevoie de proiect tehnic, de expertiză și întocmai să se execute. Dacă noi vom urma această procedură, noi cu siguranță vom crește calitatea nu doar a drumurilor, dar a tuturor construcțiilor care se fac în țară. Noi nu mai putem să cheltuim bani cu miliardele ca peste un an, doi, să ne dăm seama că toată investiția s-a dus de râpă pentru că nu a fost făcută ca lume. Mai bine mai alocăm un pic de bani pentru un proiect calitativ făcut. Și asta este mesajul pe care îl transmit și sper să mă audă și cei din domeniu să înceapă să lucreze profesionist. Asta este ceea ce noi spunem. Ce ține de corectitudinea acelui program, încă și acum sunt cu ecoul lui și acum mai este viu, sperăm să o scoatem la capăt. La moment, cam atât. Mi-am tras așa cu șrift în urmarea expunerii în care ați trecut ce înseamnă centura Chișinăului. Noi observăm că, de fapt, la fiecare ciclu electoral apar în expunere retorica candidaților perspective și promisiuni că vom depune eforturi necesare pentru construirea acestei centuri. Părea deja o abordare și o promisiune cu caracter utopic, pentru că tot au trecut pe la acele instituții persoane care au avut instrumentele, dar s-a redus la ceea ce este la zi, adică nu avem. A zis că se examinează această opțiune. Când Chișinăul s-ar putea bucura de o centură, domnule Spânu? Și în ce context? Și așa. Termen. Termenii interesează. Da, de acord. Știți cum, mai în glumă, mai în serios, un fost președinte s-a lansat pe acea centură și nu a mai dus-o până pe o porțiune de centură și nu a mai dus-o până la capăt. Așa. Dar eu vreau să vă zic că într-un an de zile primul tronson din acea centură va fi dat în exploatare final. Deja se circulă pe el porțiunea de la Eloveni. În luna septembrie, cel târziu în luna octombrie, va fi finalizat. A doilea element a centurii este acel pod de la Grătiești. Sasha, Grișa sau Ion, erau glume pe internet. Care eu, știți, eu nu vreau să laud ministerul sau pe cineva aparte, dar vreau să, în primul rând, să spun că atunci când sincer se vrea să se miște, lucrurile se mișcă. Și noi, în toamna anului trecut, în regim de urgență, pentru că țineți minte ce ambuteiaje erau în zona aceea a Chișinăului, și în regim de câteva luni, împreună cu ASD-ul și cu colegii și compania, am arătat că dacă se vrea, se face. Și noi, dacă o să mergeți pe acolo și sunt sigur că ați mers, nu mai sunt ambuteiaje. Urmează în această toamnă să avem alte două licitații pe alte două tronsoane de acenturi, până la Ghidighici, Grătiești și până la Cricova. Da? Șoseaua care va fi reparată, lărgită și așa mai departe. Din păcate, pentru că suntem în întârziere, trebuie să spunem așa cum este. Proiectul centurii are două părți mari, dacă putem să o împărțim. O parte ține de porțiuni de drum care este, dar care trebuie lărgit și este de la Eloveni, Grătiești, Ghidighici, Cricova și așa mai departe. Dar este altă porțiune care nu este deloc drum acolo. Și acolo, evident că va trebui să găsim resursele financiare, să proiectăm, să selectăm companiile. Deci,
ce am făcut noi la Minister în acest an, pentru că, știți, este greu să convingi partenerii să-ți ofere mai mulți bani pentru reabilitarea drumurilor când ei îți pun pe foaie. Uite, voi nu ați dus până la capăt ce ați început. Și eu, așa, cu mâna și foarte încrezut, spun că în acest an noi am reușit și vom duce până la capăt tot ce nu a fost dus până acum. Da, pe alocuri mai sunt mici întârzieri, dar totul va fi. Inclusiv centura de la Bahmut, podul de la Hrușova care a întârziat foarte, foarte mult, anumite coridoare prin anumite localități. Deci, eu am încrederea că lucrurile acum merg conform planului. Și asta pentru mine contează. Pentru că dacă noi vom demonstra în următorii ani capacitate de, nu doar de a promite că vom face, dar și de a face, oportunitățile și în contextul statutului de țară candidat se vor mări. Și vom putea atrage mai multe resurse pentru drumuri inclusiv. Da, centura din banii cui se face? Centura din banii BERT. Și tot despre alte proiecte de infrastructură realizate fie din banii statului, fie din alte surse, o să ne expuneți dumneavoastră, care este situația de stare a Arenei Chișinăului? Arena Chișinău, iarăși, este un proiect care a fost negociat, semnat prost și din cauza aceasta durează. Dar cred că se termină tot. Dar ce înseamnă prost, iarăși? Nu au fost respectate standardele, nu au autorizații. Da. Păi, puteți să-mi spuneți cum să faci așa un proiect de infrastructură fără să faci, spre exemplu, drumuri de acces? Cum? Iarăși vorbesc, a fost făcut în grabă, țineți minte că se lansau cu videouri de pe YouTube și așa mai departe. Nu, întrebarea este, cum credeți, aceste drumuri de acces trebuiau să fie planificate din start? Bun, cât s-a cheltuit, ce facem mai apoi? O lăsăm așa în paragină sau aducem ca bun, cu uz deja și aport care îl poate aduce această arenă? Vă spun, deci noi a durat un pic pentru a analiza toate documentele, ca să vedem legalitatea, ca să nu facem greșeli în acest proces. Deci, săptămâna viitoare se va aproba hotărârea de guvern privind alocarea resurselor financiare pentru construcția primului drum de acces. Imediat după aceasta se va lansa licitația, se va selecta compania și eu sunt optimist și poate am să dau un termen optimist, că până în luna decembrie noi vom fi gata să deschidem în arena și... Decembrie, anul acesta? Anul acesta, exact. Asta este obiectivul nostru și sper să... Și în gestiunea cui va fi dată această arenă? Va fi un agent economic care va prelua activitatea și va asigura mecanismul de funcțiune într-o aduce bani în stat, ori care este mecanismul de gestiune ulterioară? La moment, mecanismul este clar și acum. La moment, arena este gestionată de SRL Arena Chișinău, care este o întreprindere de stat și este gestionată de Agenția Proprietății Publice. În același timp, Ministerul Educației discută și cu federațiile, cu mediul sportiv, ca să vedem cum această arenă poate fi pusă la prima etapă să funcționeze, în primul rând, în interesul sportivilor din Republica Moldova. Proiecte de infrastructură foarte necesare țării, foarte necesare capitalei. Nu le spun, într-un scenariu ipotetic, dacă dumneavoastră ați fi primar, ce proiecte de infrastructură ați aduce Chișinăului? Dacă aș fi primar de Chișinău? Da, pentru vorbim despre proiecte de infrastructură aici, în Chișinău. În primul rând, cred că era rezonabil ca după iarna pe care am avut-o să se investească mult mai mult în eficiența energetică. Ori cel mai mare consumator de energie, și cred că înțelegem, în special iarna, sunt clădirile rezidențiale. Și noi putem să mergem, chiar și clădirea în care noi suntem acum, să vedem în ce stare e. Da, înțeleg că această clădire nu este la primărie, dar dacă mergem prin oraș, vom vedea zeci de clădiri care în fiecare iarnă cheltuie milioane de lei pentru că nu se investește în eficiența energetică, în termoizolare, în schimbarea ferestrelor, în schimbarea sistemului de încălzire de la cel termoelectrică care sunt conectate, instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișuri. Deci sunt
cred că, ținând cont de situația în care suntem, asta ar fi una din prioritățile de bază. A doua prioritate și problema mare care este în Chișinău sunt ambuteiajele. Ori noi vedem că trotuarele nu este suficient atunci când stai câte o oră pe anumite porțiuni de drum. Și să fie foarte clar, Chișinău are nevoie de proiecte strategice care să rezolve probleme fundamentale ale orașului. Nu de cârpit și de făcut bine pentru strict electoral. Ori s-a vorbit foarte mult despre lărgirea anumitor porțiuni de drum, dar cum să le lărgim dacă... Asta era întrebarea. Pentru că primăria oferă tot felul de puzuri, face clădiri, se construiesc aiurea cum vreau, fără a se lua în calcul că orașul crește, se extinde, numărul de mașini îl vedem. Recent m-am întâlnit cu mai multe asociații de transport alternativ. Iarăși, suntem în a treilea an și deci, o bandă pentru cicliști nu a fost făcută în acest oraș. Nemai vorbind, un alt element este corupția și corupția mult special de la întreprinderile municipale. Eu chiar rog jurnaliștii de investigație să vadă ce se întâmplă la Apa Canal, spre exemplu. Da. Noi am crescut tarifele de 3 ori la troleibuz. De fapt, nu noi, dar primarul. De 3 ori, de la 2 la 6 lei. Și dumneavoastră nu ați fi crescut? Nu ați crește? Ați diminua? Nu aș crește de la 2 la 6 lei. Dar știți de ce? Că primarul a dus lumea în eroare. Trebuie cineva să-i spună primarului că troleibuzele nu merg cu gaz. Nu merg cu gaz. Și dacă gazul s-a scumpit de câteva ori, energia electrică nu s-a scumpit de câteva ori. Cu cât s-a scumpit energia electrică? 20-30%? 50%? Și care ar fi fost prețul de creștere rezonabil? Eu nu cunosc, pentru că eu repet, mie îmi place să lucrez cu oameni care știți cum, știu ce spun și ce fac și sunt specialiști, experți în domeniu. Deci, în mod normal, trebuia să se facă analiza, să fie prezentată de experți, să ne spună, uite, asta este situația, dar cum să crești tariful la 6 lei când prețul la energie electrică a crescut doar cu 40%. Și eu repet, troleibuzele nu merg cu gaz, ele merg cu energie electrică. Cum să crești prețul când nu s-a dus și nu s-a verificat cu ce este compania municipală de transport, parcul de troleibuze? Că tot s-a vorbit de corupție, de asta, să arate care este eficiența. Și despre ce vorbim noi? S-a crescut cu 6 lei și am văzut troleibuzele pline cu apă. Deci noi se întâmplă lucruri strane. Deci în Chișinău se pun trotuare, se repară acolo chestii sau s-a făcut parcul de lângă primărie unde era expoziția de... Da. Da. Și s-au uscat toți copacii. Da. Noi punem penoplast în subterane, dar nu facem eficiență energetică la clădirile, așa numitele jăcuri. Întrebați cum sunt jăcurile și o să vedeți în ce stare sunt. Ați spus că da, avem troleibuze și erau pline cu apă. Cineva din cei care ne urmăresc întreabă ce sfat ați da dumneavoastră domnului Ceban pentru rezolvarea problemelor produse de inundațiile de pe Albișoara. Eu am un singur sfat, dar nu pentru Ceban, dar pentru cetățeni, ca să aleagă la următoarele alegeri un primar mai bun. Ori este clar că ce face Ceban face doar din perspectivă electorală și nu se îngrijește de problemele fundamentale ale Chișinăului, care, credeți-mă, am un an de când sunt ministrul infrastructurii și am discutat cu specialiști în urbanism, în construcție, în toate domeniile. Mai devreme sau mai târziu, toate aceste lucruri care sunt amânate acum, vor buhni. Vor buhni. La fel cum acum, deci noi avem o situație, deci chiar și pe o ploaie scurtă de 30 minute, eu înțeleg că este torențială, că este puternic, dar de ce o ploaie atât de scurtă creează, eu, scuzați-mă, dar ce s-a întâmplat cu ultima ploaie, nu am văzut de mult. Deci au mai fost cum inundații pe Albișoara. Dar nu uitați că Albișoara a fost reparată, făcută, ca să nu mai fie astfel de probleme. Sau drumul de lângă universitatea, am văzut o poză de lângă Universitatea Pedagogică, recent reparată, asfaltul sărit de acolo.
unde se grăbește acest primar? Vrea să facă mai mult și aiurea? Eu, sincer... Da, păi ne dăm seama că și proiectele de infrastructură de așa anvergură presupun și de la temelie refacerea sistemelor de canalizare care la noi sunt pe burtă. Dar totuși, domnule Spânu, dumneavoastră ați avea un plan alternativ pentru rezolvarea problemelor în capitală. Cu siguranță. Și vă întreb urmarea declarațiilor de fapt domnului Oleg Cernei, care după biroul politic PAS de la Holercan a anunțat că dumneavoastră sunteți principalul candidat propus la șefia primăriei, da? La șefia Chișinăului. Și să dăm și niște titluri să vedem ce a fondat de fapt aceste declarații. Eu nu cunosc ce a fondat și nu vreau să comentez aceste declarații. Eu cred că m-am obișnuit presa și am spus permanent și spun și acum, eu când voi avea ceva de comunicat, o voi face public și transparent și corect cu toată lumea. Da, ați candidat? La un adică, ați candidat la șefia primăriei Chișinăului? Trebuie să analizăm. Dumneavoastră aveți un plan de risc, un plan alternativ cu soluții pentru Chișinău. Nu, deci uitați, aveți în obiective. Obiectivul meu cel mai important acum este să trecem de această iarnă. Să pregătesc țara ca în această iarnă să o trecem cu toții cu bine. Deci asta este prioritatea mea zero. Alegerile pentru primăria Chișinăului sunt anul viitor. Chiar dacă trebuie să recunosc că sunt astfel de discuții în partid, partidul și discuții eu, care promovează candidatura dumneavoastră nu, la un adică. Discuția referitor la viitorul candidat la primar de Chișinău din partea partidului. Astfel de discuții sunt. Când va fi decizia finală, cu siguranță va fi comunicată. Eu însă acum cu colegii de la Minister și întreg guvernul, chiar mâine avem ședința cu privire la pregătirea de sezonul de încălzire, Comisia Guvernamentală, în care vom discuta mai multe subiecte ca să ne, să ne pregătim. Deci asta este prioritatea zero. Cu precizare și am tras linie la subiect. Pentru dumneavoastră, sunteți în sine suficient de asumat ca să luați șefia primăriei atunci? Repet, pentru mine... Nu vorbim despre decizia politică a partidului, vorbim despre dumneavoastră. Adică, vă vedeți primar care poate soluționa ceea ce încă a rămas nesoluționat. Repet și am vrut de fapt să zic altceva. Acum prioritatea pentru mine este să trecem de această iarnă. Eu sunt încrezut și voi merge în continuare, chiar dacă înțeleg că va fi foarte complicat, să fac tot posibilul împreună cu guvernul și împreună cu echipa ca să depășim această perioadă complicată. Asta este prioritatea mea de bază. Și asta ar însemna că ceea ce a spus domnul Cernei este o speculație. Încă o dată, nu vreau să comentez. Știți, v-am spus... Este un da, ori este un nu? Eu v-am spus și în pauză că nu obișnuiesc să comentez. Este cum... Eu respect dreptul la libera exprimare, poate să comenteze, să scrie, vedem foarte mult. Obișnuiesc să mă concentrez pe ce am de făcut. Despre a se scrie. Ați observat și în cadrul emisiunii că acolo unde... vă invit într-un cadru de expunere, dău și surse, da? Acum vedeți o știre deschisă, scurtă ca replică. Care este poziția dumneavoastră? Păi uite, un titlu de știre spune că următorul prim-ministru al Republicii Moldova ar putea fi actualul consilier al președintei Maia Sandu, Dorin Recean, potrivit unor surse apropiate PAS. Aceasta a luat locul doamnei Gavriliță. Sunt zvonuri? Of, cum să mai spun... Păi sunt zvonuri la ceea ce presupune candidatura dumneavoastră. Eu nu vreau să spun de zvonuri. Eu vreau să spun, uitați, noi avem o prim-ministră acum, doamna Natalia Gavriliță. Natalia Gavriliță este prim-ministru care gestionează un guvern prins în multitudini de crize, foarte complicate. Care, bun, și cei mai, probabil, cei mai mari din opoziția noastră înțeleg că țara nu a mai trecut prin atât de multe crize, concomitent. Probabil se bucură că sunt atâtea crize în casă.
Eu unica ce pot spune la astfel de comentarii este că, la moment, noi lucrăm în echipă, doamna prim-ministru are susținerea noastră și noi mergem înainte. Eu nu vreau să discut despre remanieri, zvonuri, nu știu de care, pentru că țara are de trecut peste o perioadă complicată în această iarnă. Și oamenii trebuie să înțeleagă. Cauza de ce trecem prin această perioadă nu este guvernul. Noi avem război, pe de o parte, care este în Ucraina, și dacă nu avem război cum activ pe teritoriul Republicii Moldova, noi avem aceleași consecințe pe care le au teritorii din Ucraina care nu sunt sub atac. Avem o criză energetică fără precedent, nu a mai fost niciodată. Uitați-vă țări bogate, cele mai bogate țări din Europa, Germania, Franța, Italia, Polonia, spuneți-le pe toate. Toate sunt îngrijorate de cum vor trece această iarnă. La fel și Republica Moldova. În această situație, unica ce ne dorim noi la guvern este să pregătim țara ca să ajungem cu bine și să oferim cât mai mult suport oamenilor în această perioadă dificilă. Perioada dificilă, mai cu seamă că da, aceste stări și situații de stres produse de către războiul din Ucraina face cumva să ne afunde și mai mult în incertitudine pe toți noi cetățenii. Pe lângă perioada rece a anului pe care volens, nolens o trecem, da? PAS anticipă cumva proteste în masă în timp de primăvară? Noi fac trimitere deja la comentariile și expunerile analiștilor și comentatorilor politici. Deci știți cum, protestul este un drept constituțional. Spre deosebire de multe alte guverne sau multe alte personaje, noi credem în drepturile omului. Și noi credem că drepturile omului trebuie să fie respectate. Că e vorba de protest, că e vorba de libera exprimare sau alte drepturi. Și noi, dacă se vor organiza proteste în limita legii, noi nu vedem o problemă. Este normal într-o democrație să existe guvernare, opoziție, proteste, opinii diferite și așa mai departe. Dar în același timp, oameni buni, unde să mă adresez, să mă audă oameni? Iată aici, da. Vă rog să vă adresați. Oameni buni, nu poate, scuzați-mă, nu poate o societate să se miște înainte când iese la protest la chemarea unor personaje de tip ușor. Nu poate. Și oamenii trebuie să se înțeleagă. Dacă un personaj de tip ușor care este fugit din țară, căutat și așa mai departe, invită la protest, înseamnă că este o problemă acolo. Și eu vă rog din tot sufletul, eu înțeleg situația e complicată, eu înțeleg rolul nostru că trebuie să facem tot posibilul ca să ajutăm, dar nu vă lăsați manipulați și conduși de astfel de oameni. Și ei încă sunt mulți, din păcate. Pentru că noi am schimbat guvernul, o parte bună a plecat din țară, sper să putem să-i aducem înapoi, o parte încă mai sunt aici, dar toată lumea știe. Și nu trebuie să ne ascundem după deget. Nu trebuie. Trebuie să spunem așa cum stau lucrurile. Oamenii așteaptă vremuri bune, domnule Spădu. Noi vremuri bune mai avem? Noi cu siguranță suntem optimiști că după această perioadă complicată vor veni vremurile bune, așa cum am promis. Și noi la guvern facem tot posibilul, încă o dată repet. Mai mult decât atât, nu cred că o să aveți un caz în acest guvern că nu am pus interesul oamenilor, în primul rând, mai presus decât orice. Și cu speranță în așteptarea vremurilor bune, încheiem și noi emisiunea din această seară. Domnule Spându, vă mulțumim frumos pentru discuții și desfășurarea subiectelor importante a fi auzite odată în plus de telespectatori. Vă urăm toate bune și realizarea, desigur, a obiectivelor propuse în termeni scurți, medii și lungi, cu realizarea, semnarea a ceea ce se propune.
și este inclus în plan. Toate bune și vă mai așteptăm. Eu vă mulțumesc și dacă mă chemați, mai vin. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de azi. Toate bune, până la o următoare întâlnire.